Bună! Suntem familia Gospodinov, iar astăzi împreună cu noi o să executați un set de exerciții pentru mușchii abdominali. Exercițiile sunt simple, distractive și foarte bine se simțesc. Așa că să trecem la treabă. Primul exercițiu este crunch-ul, deci abdominalele, mânuțele la urechiușe, picioarele fixate la saltea, genunchii îndoiți. Și la expirație ridicăm trunchiul în sus. Avem grijă la expirație. Atunci când ne ridicăm, expulzăm aerul. 5. Atenția, atragem la bărbie. Bărbia nu trebuie să se fixeze de torace, da? Bărbia tinde spre tavan. Încă 5, 4, 3, 2, relaxăm. Minunat! Trecem la exercițiul următor, extindem un picioruș și efectuăm abdominalele pentru mușchii oblici. Cotul și genunchiul opus se intersectează. Minunat! Vârful degetelor piciorului de la picioare sunt trase către noi. Astfel simțim mult mai bine oblicii abdominali. Minunat! Încă 5, 4, 3, 2 și desigur schimbăm piciorul. Extindem celălalt picior și mergem cu celălalt cotișor spre genunchi. Nu trebuie să ne ridicăm până pe bazin. Rupem de la saltea doar omoplatul. Minunat! Expirăm atunci când ne ridicăm. Încă. Și încă ultimile. 5. 4. Bravo! 3. 2. Relaxăm. Superb! Și următorul, piciorușele sus, 90 de grade, mânuțele lateral, la expirație, atingem piciorușele. Expirăm, rupem omoplații de la saltea, avem grijă la bărbie, bărbia tinde în sus, nici de cum spre torace. Astfel riscăm să ne doară gâtișorul, da? Încă ușor, bravo, respirăm, 5, 4, 3, 2, minunat, relaxăm, ușor, mânuțele merg sub bazin, piciorușele îndoite la saltea, abdominale inversate. La expirație, ridicăm piciorușele către corp, da? Cu partea de jos a abdomenului, ridicăm bazinul de la saltea la expirație. Este foarte importantă expirația în timpul exercițiilor. Ușor. Încă. Bravo. Încă 5. 4. 3. 2. Și ultima. Super. Mergem lateral. Abdominale oblice la sol. Piciorușele îndoite 90 de grade, mânuțele la urechiușe și la expirație contractăm mușchii oblici. Avem grijă, nu tragem de gâtișor. Ne ridicăm cu ajutorul, da, mușchilor abdominali. Trebuie să simțim în această zonă o tensiune în mușchișor. Minunat, încă sus. 5, 4, 3, 2, încă una, superb. Și schimbăm pe cealaltă parte. Același lucru, piciorușele 90 de grade îndoite, o mânuță jos, cealaltă la urechiușă, sus. Bravo! Minunat! Încă 5, 4, la expirație reținem, 3, 2 și relaxăm. Mergem ușor pe spate.
piciorușele la lățimea umerașilor, îndoite în genunchi 90 de grade, mânuțele în fața noastră și tindem cu mânuțele înainte. Sus. Sus, minunat. Simțim foarte bine mușchii drepți abdominali cum se contractă. Trebuie să simțim cum ard. Încă puțin. 4. 3. 2. Și încă una. Relaxăm. Putem puțin să ne extindem. Bravo. Respirăm ușor. Și trecem la următorul exercițiu. Mânuțele sub bazin. Piciorușele sus, da? Prelucrăm partea de jos a abdomenului. Ridicăm picioarele spre tavan la expirație. Sus. Sus. Avem grijă să pendulăm cât mai puțin cu picioarele. Atunci exercițiul se simte mult mai bine. Da? Această mișcare înainte-înapoi o minimizăm. Atunci abdomenul și mai bine se încarcă. Încă 3. 2. Încă una. Relaxăm piciorușele jos și ca să închidem acest set frumos, mânuțele la urechiușe, executăm abdomene alternative, da? Alternând mâna, piciorul drept pe rând. Expirăm. Bravo! Sus! Nu tragem gâtișorul, mânuțele doar asistă lângă căpușor. Minunat! Super! Sus! Încă! Bravo! Încă! 6, 5, 4, 3, 2 și relaxăm. Piciorușele extinse, mânuțele extinse, relaxăm abdomenul. Bravo! Acesta este ultimul exercițiu din setul nostru. Pentru atât pentru astăzi, ați fost foarte bravo!